doar câteva clipe veți vedea o nouă anchetă jurnalistică devastatoare, domnilor și domnilor, sunt interceptări cu miniștri, discuții cutremurătoare, cum voiau să interzică relațiile intime între soț și soție. Circ, COVID și oprirea relațiilor intime. Asta a fost tactica de comunicare. Medicul Bacarbașa intervine în scandalul manipulării. Veți vedea cum orchestrau panicarea populației la program prin minciuni repetate. Cum vreau să importe covidați din Franța. Discutăm și despre audierea lui Raed Arafat. Stare, de fapt, care generează scandal în Parlamentul României. Citez: Arafat judecat pentru cei legați de pat. Am închis citatul. George Simion va fi imediat în direct alături de noi. Și îl veți vedea și pe ministru prins cu amanta în sediul instituției de stat pe care o conducea. Difuzăm și un interviu cu tremurător cu fiul filozofului Mihai Șora. Cum a fost folosit bătrânul său tată la și de propagandă și cum a fost manipulată lumea, sunt dezvăluiri absolut cutremurătoare după moarte. Veți vedea și anunțul acestuia despre testament și lupta pentru acapararea unei averi suficient de respectabile pentru un intelectual neimplicat. Acestea fiind spuse, breaking news. Așa cum v-am promis, continuăm să vă prezentăm dezvăluirile incredibile făcute de jurnaliștii britanici de la The Telegraph, care au publicat peste 100 de mii, mă scuzați, de mesaje între oficialii responsabili cu gestionarea pandemiei în Regatul Unit al Marii Britanii. În această seară, în premieră, vedeți cum șefii pandemiei din Marea Britanie intenționau să interzică relațiile intime dintre membrii aceleași familii care locuiau în aceeași casă. Mai mult, jurnaliștii britanici ne dezvăluie și cum intenționau să importe bolnavi de COVID din Franța, cu toate că Marea Britanie era într-un lockdown total și cu spitalele aproape pline. Haideți să vedem și comentăm. Mesajele dezvăluite de The Telegraph dintre ministrul sănătății și alții responsabili pentru gestionarea pandemiei din Marea Britanie arată și cum a fost luată decizia de a-i ține pe oameni departe de cei pe care îi iubesc. Guvernul a luat o măsură prin care vizitele la domiciliu între cunoscuți au fost interzise. Asta a dus la situația în care cuplurile care nu locuiau împreună să fie practic despărțite de această decizie. Măsura a ajuns să fie cunoscută sub denumirea de interzicerea sexului. Chris, Patrick, scuze pentru asta, dar întrebarea zilei de la cei mai buni jurnaliști de politică ai noștri este: pot să mă văd cu iubitul sau iubita dacă nu locuim în aceeași casă? Vor de asemenea să știe dacă pot merge în vizită acasă la iubit sau la iubită. Presupun că răspunsul va fi un nu ferm și pot să se vadă afară, având în vedere că ar fi o adunare de doar doi oameni. Scopul nostru este să rupem legăturile dintre gospodării, așa că răspunsul la obiect este că nu ar trebui să se întâlnească sau ar trebui să se mute împreună. Dar Chris vă poate da răspunsul oficial în ceea ce privește sfaturile în amor. Deci, dacă amândoi sunt fără simptome și promit să stea împreună în toată perioada, unul dintre ei s-ar putea muta în casa celuilalt? Mi-e teamă că intrăm în ape tulburi aici. Cred că este necesar să fim realiști. Dacă este un partener regulat, nu cred că oamenii vor asculta sfatul să nu se vadă timp de 3 săptămâni sau poate chiar mai mult. Am putea spune că dacă pot să nu se vadă, să nu se vadă. Și dacă unul dintre ei are acasă o persoană în vârstă sau vulnerabilă, atunci este necesar să nu se vadă. Mulțumesc! Deci ceva de genul... Ce încercăm să facem este să rupem lanțul de infectări între gospodării. Cuplurile care locuiesc separat ar trebui să evite să se întâlnească. Asta este crucial dacă unul dintre ei are o persoană în vârstă sau vulnerabilă acasă. Cu toate acestea, în după amiaza aceleiași zile, ministrul sănătății și responsabilii de politici de sănătate publică au ieșit cu un mesaj complet diferit. Dacă cele două jumătăți ale cuplului trăiesc separat, ideal ar fi să stea despărțiți. Alternativa ar fi ca pentru o perioadă mare de acum încolo, aceștia ar trebui să testeze cât de puternică este relația și să decide dacă vor să locuiască permanent împreună. Iată, luați o decizie și țineți-vă de ea. Cuplurile au ajuns să fie despărțite nu doar 3 săptămâni, ci 11, iar cei care încălcau măsura riscau să răspundă penal pentru asta. O altă serie de mesaje din timpul în care valul al doilea de infectări era în punctul cel mai critic arată cum autoritățile britanice doreau să aducă pacienții din Franța pentru a fi tratați în spitalele din Anglia. Totul în timp ce oamenilor li se spunea constant că trebuie să fie responsabili, să nu se îmbolnăvească pentru ca sistemul sanitar să nu ajungă în colaps. Ca să știți, am stabilit cu Ed Llewellyn că îi voi trimite următorul mesaj lui Veran. A discutat cu John O'Evans.
Dragă Oliver, sper că ești bine. Am văzut ce presiune este pe spitalele voastre și că unii pacienți sunt transferați în străinătate. La noi pandemia este în special în partea de nord și avem locuri libere în Londra și în sud. Am putea oferi paturi la terapie intensivă pentru pacienți transferați de la voi. V-ar ajuta să eliberați presiunea în regiunile cele mai afectate? Țările noastre au fost mereu una alături de cealaltă la nevoie. Anunță-mă dacă ți-ar fi de ajutor. Toate cele bune, Matt. Să anunțăm NHS. Este posibil să trebuiască să facem aceeași ofertă și Italiei. Într-un alt mesaj, Matt Hancock spunea că ador ideea lui Ed Llewellyn, prin care i-a oferit lui Macron să tratăm o parte dintre cazurile lor acolo, unde au presiune pe sistemul de sănătate, pentru că avem o problemă regională, dar avem și o capacitate regională în estul Angliei sau în sud-vest. Even in the southwest, where incidence was so low. Chiar și în zona de sud-vest, acolo unde incidența este încă mică, este clar că spitalele din zonă vor rămâne fără locuri disponibile în următoarele săptămâni, dacă nu facem ceva. Să vă explic de ce supraîncărcarea sistemului de sănătate ar fi un dezastru medical și moral, dincolo de pierderea de vieți. Pentru că creșterea numărului de pacienți, nu doar bătrâni, va însemna că medicii și asistentele vor fi forțați să aleagă care pacienți vor primi tratament, care pacienți vor primi oxigen și care nu, cine va trăi și cine va muri. And who would die. Dezvăluirile jurnaliștilor de la The Telegraph au relansat un scandal uriaș în Marea Britanie, iar aceștia și-au motivat decizia de a publica mesajele fostului ministru al sănătății pentru că susțin că oamenii au dreptul să afle adevărul. Telegraph a luat decizia de a face publice mesajele lui Matt Hancock și ale celorlalți miniștri din documentele carantinei pentru că suntem de părere că este în interesul oamenilor să aibă acces la ele. Știți că Matt Hancock a avut acele conversații pe care i le-a înmânat Isabelei Oakeshott? Simțiți câtuși de puțină compasiune față de el? Nu. We did have an unprecedented set of circumstances that am avut un șir de situații cu care atât guvernul, cât și întreaga țară au trebuit să se confrunte în martie 2020, atunci când a început pandemia. Ulterior au fost analizate foarte multe decizii care au fost luate în timpul pandemiei și suntem de părere că, în numele deschiderii, a transparenței și a responsabilității, publicul are dreptul să afle de unele discuții care au fost luate în spatele cortinei. Discuții care au dus la luarea unor decizii care au afectat viețile oamenilor. Affected people's lives. I mean, there are some stories in journalism. Există unele subiecte în jurnalism care nu au de-a face cu o problemă de viață și de moarte, dar cel al pandemiei a fost, iar deciziile care au fost luate în primele 3 luni de pandemie au costat viața a peste 20.000 de oameni din centrele de îngrijire. Au costat șansele la educația unei generații de copii și au costat bani pierduți pe care afacerile mici și medii nu îi vor mai recupera niciodată. Și nu în ultimul rând au costat psihicul britanicilor, care au fost închiși în case pentru săptămâni și luni în șir și care au fost nevoiți să poarte măști în ciuda faptului că existau dubii dacă era o măsură științifică. Ceea ce încercăm să facem cu aceste documente ale pandemiei este să arătăm că, uneori, pe lângă lipsa metodelor științifice, aceste întâmplări sugerează faptul că politica sistemului public de sănătate a fost făcută superficial, probabil din necesitatea cauzată de nivelul de gravitate a situației, dar poate și din prisma oportunităților politice. A fost corect faptul că deciziile au fost luate în ultimul moment, de exemplu, permiterea oamenilor în centrele de îngrijire? A fost corectă decizia lui Matt Hancock, total opusă sfatului dat de medicul șef Chris Whitty, aceea că doar oamenii din spitale să fie testați? A fost corect ca responsabilitatea să fie delegată centrelor de îngrijire cu privire la testarea celorlalți oameni din comunitate și la cum vor segrega masele de oameni?